putem și în această dimineață să ne bucurăm de cuvântul Domnului, chiar dacă este frig, așa cum spunea și Sami. Acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui Hristos și mai ales cei care sunt și ne privesc acolo, dincolo de ecrane, cerul întreg este prezent cu noi, Mântuitorul nostru este prezent cu noi și este mare har să știi că în astfel de vremuri, tulburi, în astfel de situații în care nu știi la cine să apelezi, nu știi unde este adevărul, să te poți sprijini pe Cel ce este stânca noastră, pe Iisus Hristos, Domnul vieții. Suntem în cartea 1 Petru și aici am început să ne cufundăm în problema destinatarilor noștri. Ei se aflau într-o încercare a credinței și așa cum am văzut, problema destinatarilor era una destul de dificilă. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Se pare că destinatarii noștri se aflau în situații grele. Prigoana bătea la ușa vieții lor și așa cum am văzut până acum, Nero era cel care căuta să le distrugă credința. Și problema lor era una destul de evidentă în momentul în care încercarea apare în viața ta, când suferința și o suferință cruntă, una nejustificată, una care calcă în picioare tot ce ține de simțul dreptății din om, te întrebi, oare acesta este harul pe care trebuie să-l urmezi? V-am scris aceste puține lucruri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adevărez că harul, că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Vi se pare grea suferința? Vi se pare nedreaptă? Așa este. Dar harul este acesta. Și Petru încearcă să le dovedească rând pe rând că nu au greșit cu nimic, iar că în situația de față trebuie să învețe ce înseamnă să suferi de dragul lui Hristos. Structura cărții este simplă și așa cum am văzut și dățile trecute, avem în capitolul 1 planul de mântuire în Iisus Hristos ca un punct de pornire în motivația de a accepta suferința. Apoi în capitolul 2, în prima parte, biserica, o împărăție, o preoție împărătească. În capitolul 2, până la sfârșitul capitolului și la 3 cu 7, biserica și supunerea. În capitolul 3 cu 8 până la 4 cu 19, biserica și suferința. Iar în capitolul 5, biserica și în unitate. Când te uiți la structura cărții, cred că Petru răspunde la o întrebare valabilă pentru orice moment istoric. Ce trebuie să facă omenirea? Sau care ar fi soluția omenirii într-o situație economică, socială, morală, politică? Când te uiți la structura cărții, răspunsul este simplu. Răspunsul îl găsești în Biserica lui Hristos, care ar trebui să fie o împărăție împărătească. În Biserica lui Hristos, care ar trebui să știe ce înseamnă supunerea de dragul judecătorului adevărat. În Biserica lui Hristos, care știe și își definește corect ce înseamnă suferința de dragul lui. În Biserica lui Hristos, care orice s-ar întâmpla și oricât de puternic ar fi strigătul celui rău, rămâne în unitate de dragul răscumpărătorului. Ce mare har să știi ce înseamnă biserica, să ți-o definești corect și să te ancorezi cu toată ființa ta în capodopera, în capodopera lui Dumnezeu, trupul său. Acum noi am ajuns cu studiul în capitolul 1, începând cu versetul 17. Și dați-mi voie să citesc versetele ce urmează să le comentăm în câteva minute. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judică fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniți-răți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu care l-a înviat din morți și i-a dat slavă
pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Am văzut data trecută cum Petru încearcă să le vorbească despre prorocii din vechime, care au tânjit și au dorit să priceapă din ce în ce mai mult ce reprezintă patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și au făcut din această preocupare ținta vieții lor. Și nu s-a oprit această țintă până când au închis ochii, dorind să priceapă această taină ascunsă de prea bunul nostru Tată în Iisus Hristos. Dar vedeți, după ce le vorbește despre această preocupare a celor din vechime, dar și despre îngerii care doresc să privească în această Evanghelie, vine cu un imperativ direct. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și priviți ce frumos îndulcește Petru aceste imperative. După ce îți vorbește despre frumusețea lui Hristos, despre modul în care această frumusețe i-a ademenit pe cei din vechime, despre priveliștea îngerilor în Evanghelie, apoi îți dă un imperativ. Și când primești acest imperativ, îți este mult, mult mai ușor. Practic, pare să fie îndulcit de planul măreț al lui Dumnezeu. Acum, Petru continuă cumva pe aceeași, în aceeași notă. Și uitați-vă cum începe el. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Gândiți-vă la conceptul de tată, la acest apelativ atât de dulce. Când te gândești la el, simți protecție. Simți că cineva dincolo de nori este cu ochii ațintiți spre tine. Este gata să facă orice de dragul tău. Și te simți protejat, te simți mângâiat, că te poți raporta la Cel care este dincolo de nori, Creatorul Cerului și Universului. Te poți raporta ca la un tată. Numai că, spre deosebire de tatăl pământesc, care de cele mai multe ori, când fiul greșește și aceeași greșeală ar vedea-o în vecina familiei alăturate, ar fi mult mai dur în judecata greșelii fiului de lângă decât cu judecata greșelii fiului din casa lui. Pentru că așa suntem noi concepuți, suntem ființe pervertite, umane și ne este foarte ușor să acoperim greșeala celor care ne sunt dragi. Dar uitați-vă că Tatăl Ceresc, El judecă fără părtinire, iar această judecată fără părtinire este îndreptată în primul rând spre cei care sunt copiii Lui, spre cei care erau destinatarii, spre fiecare din noi. Da, te simți mângâiat că îl poți numi tată, dar în același timp trebuie să nu uiți că acest tată judecă fără părtinire, pe fiecare, după faptele lui. Și atunci îți dai seama că Tatăl nostru Ceresc, chiar dacă te consideră fiul lui și ești fiul lui, el nu caută la fața omului, ci el judecă prezentul vieții tale. Dacă prezentul vieții tale nu corespunde standardelor impuse de el, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, el te va judeca fără părtinire, pentru că El nu caută la fața omului, pentru că Tatăl nostru Ceresc nu poate acoperi în veci păcatul. Dar dacă El judecă fără părtinire și este atât de intransigent în judecata Lui, cum ar trebui să mă port eu? Petru spune foarte clar, purtați-vă cu frică de El în timpul călătoriei voastre pe acest pământ. Ce frumoasă expresie! În primul rând, viața nu este mai mult decât o călătorie. Fie că ești de acord sau nu cu acest concept, viața oricărui om este o simplă călătorie pe acest pământ. Dar uitați-vă cum ar trebui să fie ea trăită ca să o valorifici la maxim. Purtați-vă cu frică. Cu frică. De ce cu frică? Pentru că ultimul care are cuvântul în dreptul existenței tale și în dreptul destinului tău veșnic este Tatăl Ceresc. Temeți-vă de acela care are putere să arunce în ghienă sufletul tău. Și atunci este încurajator. Pentru că destinatarii noștri erau într-o perioadă grea. Iar frica de oameni putea să le
contopească, să le cotropească inima. Dar dacă erau cinstiți cu Tatăl Ceresc, frica aceasta trebuia să o direcționeze într-o relație corectă, în relația cu Dumnezeu. Pentru că da, omul poate să-ți nimicească trupul, dar nu are nicio putere asupra sufletului tău. Singurul care are puterea asupra sufletului tău este Tatăl nostru Ceresc. De aceea, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. De ce? Pentru că știți foarte bine că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Aceste informații sunt clare pentru voi. Sunt pline mintea voastră și știți prețul plătit de Tatăl Ceresc ca să puteți să-i spuneți Tată. Conceptul de răscumpărare este foarte frumos adus de Petru aici, pentru că poartă cu sine o realitate. Realitatea că la un moment dat am aparținut Creatorului nostru. La un moment dat omul a fost în relație cu Tatăl Ceresc. S-a bucurat de părtășia cu Creatorul său. Dar ceva s-a întâmplat, neascultarea l-a îndepărtat pe om de Dumnezeu și atunci omul a intrat într-o răzvrătire veșnică față de Dumnezeu, dar mai mult de atât, a intrat în relație de soț-soție cu cel care este stăpânul întunericului, Satan însuși. Și atunci, în această dilemă veșnică, Creatorul de o parte, noi în mâna celui rău, Dumnezeu ar trebui să facă ceva, să ne răscumpere, să ne readucă în părtășie veșnică cu El, să reintrăm în acel Eden pierdut de altă dată. Și atunci, ca să facă posibil acest lucru, ar trebui să plătească un preț. Și nu a fost simplu, un preț scump să ne readucă în părtășie cu El, în Edenul de altă dată. Dar uitați-vă că această putere de răscumpărare este una veșnică și te poate smulge din orice fel de viețuire pe care l-ai moștenit de la părinții tăi. Și este foarte frumoasă această expresie pe care o folosește Petru. În momentul în care omul se naște pe acest pământ și destinatarii noștri, moștenirea pe care o primim automat, indiferent că te naști într-o familie care îl iubește pe Hristos, o familie care este răzvrătită împotriva lui Hristos, felul nostru de viețuire, aceasta este moștenirea pe care o primim pe acest pământ când ne naștem. Dar uitați-vă la destinatarii noștri, pentru că aceștia moșteneau de la părinții lor cel puțin trei feluri de mentalități. În biserica sau în bisericile pe care Petru le vizează erau greci, iar grecii erau plini de plăceri trupești și înțelepciune, filozofie. Nu prea aveau ei nevoie de prea bunul Dumnezeu, iar plăcerea de toate zilele era mâncarea lor. Avem dreptul roman care încerca cumva să-L scoată pe Dumnezeu din ecuație și să gândească o comunitate social, politică, bazate pe niște drepturi în care Dumnezeu să nu existe, să nu-și caute, să nu are cum să pătrundă în acea comunitate. Și nu în ultimul rând, avem și oameni care erau iudei. Și nu uitați că cei mai mulți dintre ei se nășteau într-o familie religioasă, plină de ritualuri, dar în același timp, departe de Dumnezeu. Din toate aceste moșteniri pe care destinatarii noștri le-au primit când s-au născut, din aceste moșteniri, Evanghelia, răscumpărarea, a putut să facă Dumnezeu într-un mod total și să le schimbe modul de a gândi, de a renunța la plăceri, la înțelepciune, la drepturi în afara relației cu Dumnezeu, la o viață religioase. Toate acestea, răscumpărarea a putut să le facă și să aducă în mintea destinatarilor o nouă minte, o nouă viață. Ce mare har să știi de puterea răscumpărătoare a Evangheliei.
Dar prețul a fost scump. Prețul a fost foarte scump. Această răscumpărare din felul de șer de viețuire pe care l-a moștenit și l-au moștenit și fiecare îl moștenește de la părinții lui, s-a plătit cu un preț foarte scump. Și uitați cum continuă Petru. Nu cu aur ați fost răscumpărați. Lucruri valoroase. Cele mai valoroase și în orice timp sunt valoroase. Nu, ci sângele scump al lui Hristos. Mielul fără cusuri și fără prihană. Acesta sau aceasta a fost plata răscumpărării. Sângele lui Iisus Hristos. Dar nu se putea face altfel această răscumpărare? Nu putea să ne smulgă altfel Creatorul nostru din mâna celui rău, să ne readucă în părtășie cu El, în împărăția dragostei sale? Nu putea să facă altfel. Cu siguranță, dacă ar fi existat o altă soluție, ar fi apelat la ea. Dar singura soluție pentru a îi spune din nou Tată Creatorului nostru a fost sângele Lui. Pentru că este un principiu rostit în tot Vechiul Testament și întrupat în Noul Legământ. Fără vărsare de sânge, nu există iertare la Dumnezeu. Dar uitați-vă la expresiile pe care le aduce Petru aici. Mielul fără cusur și fără prihană. Iar când te gândești la această realitate, la acest concept, ce ascunde în spatele lui, automat în mintea noastră trebuie să navigheze puțin în tot Vechiul Testament și să te oprești acolo, în acele secțiuni de text în care Duhul lui Dumnezeu ne vorbește despre jertfirea unui miel. Iar în mintea noastră automat ar trebui să se aprindă sărbătoarea pascală. În Exod 12, prima dată când ne se vorbește clar despre jertfirea unui miel fără cusur, atât ni se spune, fără cusur, este în Exod 12, când Dumnezeu a instituit sărbătoarea pascală, momentul când cu mână tare și braț puternic a smuls poporul Israel de sub robia păcatului, de sub robia egipteană și l-a adus în părtășie cu El însuși. Dar să ne aducem aminte de acea noapte unică în istoria poporului Israel, când fiecare familie trebuia să aibă un miel în masă, la masă, în mijlocul familiei. Și gândiți-vă puțin, înainte să intre în sărbătoarea pascală, fiecare familie trebuia să ungă ușii cu sângele mielului fără cusur. Și acel sânge era practic o protecție. O protecție împotriva judecății lui Dumnezeu. S-au așezat cu toții la masă și au început să mănânce. Și în momentul în care sărbătoreau începutul ieșirii de sub robia păcatului, țipete se auzeau în celelalte corturi, tabere. Pentru că momentul răscumpărării era practic în același timp și un moment al judecății lui Dumnezeu. Iar singurul lucru care te putea izbăvi, salva, proteja de mânia lui Dumnezeu era acel sânge pascal. Să luăm această realitate și să o aducem în dreptul Mântuitorului nostru, care, dacă te uiți în Exod 12, acolo era doar un simbol. Când te uiți la mielul fără cusur, acolo este realitatea veșnică. Și când te uiți la sângele curs pe Golgota pentru tine, îți dai seama că acel sânge, în primul rând, te izbăvește, te protejează de mânia Tatălui împotriva tuturor păcatelor tale. Ce mare har! Sângele care te protejează, sângele care te răscumpără, sângele care poate să te readucă în părtășie cu Tatăl și îți dă tot dreptul pentru întreaga veșnicie să-i spui Creatorului tău, Tatăl nostru care ești în ceruri. Dar în același timp, mielul fără cusur
ar fi trebuit să ne ducă cu mintea și ar trebui să ne ducă cu mintea la jertfa necurmată. Că imediat după ce are loc jertfa pascală, în Exod 29, textul ne vorbește, după ce este instituit planul pentru cortul întâlnirii și sunt așezați preoții, ne vorbește despre o jertfă ciudată, necurmată. În fiecare zi, evreii, preoții, trebuiau să jertfească un miel fără cusur dimineața și un miel fără cusur seara. Iar toate ritualurile erau practic declanșate, încadrate de cei doi miei. Și aceasta era jertfa necurmată. De ce Dumnezeu a lăsat această jertfă? În primul rând, pentru că era un miel fără cusur. Trebuia în fiecare zi să le aducă aminte de jertfa pascală. Automat, în mintea lor, când se gândeau la jertfa necurmată, care începea în zorii zilei, cu un miel fără cusur, ei își aduceau aminte de jertfa pascală și de momentul în care au fost răscumpărați dinaintea mâniei lui Dumnezeu. În al doilea rând, pricepeau că tot ceea ce urmea la cortul întâlnirii, toată sărbătoarea, toate momentele de mulțumire înaintea Tatălui, toate jertfele și toate cererile de iertare puteau să fie făcute numai în baza jertfei pascale. Cu alte cuvinte, jertfa pascală a început din noaptea aceea, are valabilitate din noaptea aceea, dar mielul fără cusur are sens în fiecare zi a existenței evreului și a existenței noastre și a existenței destinatarilor, pentru că niciunul din noi și niciun evreu nu putea să spună tată când deschidea ochii fără acea jertfă necurmată adusă dimineața. Niciunul nu putea să-i spună tată, îți mulțumesc pentru această zi, dacă acea jertfă nu era prezentă acolo în cortul întâlnirii. Și niciunul din noi și nici destinatari nu puteau să-i spună tată, dacă realitatea mielului fără cusur nu era întrupată, acceptată și validată de prea bunul nostru Dumnezeu. Ce mare har să știi că în fiecare zi a vieții tale acest miel fără cusur este ca o protecție, cumva ușiorii ușii. Crucea este tot timpul deasupra existenței tale și te protejează și te ademenește și îți dă libertatea să-i spui Creatorului tău, Tatăl nostru care ești în cerul. Ce mare har! Ce mare har! Dar am fost răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Dar uitați-vă cum continuă versetul 20. Acest miel, mielul putem să punem acolo în locul lui el, mielul fără cusur și fără prihană a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, destinatarilor care treceți prin felurite încercări. Mielul am văzut mai devreme și am văzut și prin expresia mielul fără cusur, dar am văzut și data trecută că acest miel era cunoscut în tot Vechiul Testament. Urmele lui, îi vedeai acolo, simțeai, erai ademenit de această taină ascunsă în mielul fără cusur. Dar textul este surprinzător, pentru că același miel nu este cunoscut doar în scrierile Vechiului Testament, ci este cunoscut și înainte de întemeierea lumii. Așa să fie? Mielul fără cusur înainte de întemeierea lumii? Uitați-vă la toate expresiile care adună la oaltă această realitate. În Roman 3, rânduit mai dinainte de veșnicii, în Roman 16, taina ținută ascunsă de viacuri a fost descoperită acum, v-a fost descoperit acum vouă. În Efeseni 3, planul veșnic alcătuit în Hristos înainte de întemeierea lumii. Planul alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Ce îmi place mie în Apocalipsa 13, de la întemeierea lumii, în cartea vieții mielului s-a untit viața veșnică, făgăduită mai înainte de veșnicii. El
ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Mielul, da, mielul a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii. Și acum, te uitai la Scripturile Vechiului Testament și începeai să înțelegi câte ceva despre mielul fără cusur. Te uiți acum, în veșnicia trecută și în mintea noastră, înainte ca Dumnezeu să zică, să fie lumină. Deja mielul era prezent acolo, mielul fără cusur era în mintea Tatălui, în mintea Duhului Sfânt, în mintea Fiului. Această realitate era acolo înainte de întemeierea lumii. Dar ce trebuia să facă mielul? Trebuia să ierte păcatele. Și ce mai trebuia să facă mielul? Trebuia să judece răzvrătirea oricărui om sau creație împotriva lui Dumnezeu. Și din perspectiva acestei realități îmi dau seama că atunci când mielul a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii, mai erau niște ființe prezente înaintea tronului harului lui Dumnezeu, îngeri ascultători, dar trebuia să mai fie ceva, că nu poți să vorbești despre iertarea păcatelor și despre răzvrătire dacă îngerii răzvrătiți nu erau prezenți acolo. Iar Cartea Vieții Mielului avea sens înaintea tuturor dacă ideea de răzvrătire exista acolo și era prezentă. Și atunci îmi dau seama că mielul cunoscut înainte de întemeierea lumii a fost cunoscut în primul rând de Sfânta Treime, în al doilea rând de toți îngerii care erau prezenți înaintea tronului Harului, atât îngerii ascultători, cât și îngerii răzvrătiți. Pentru că Cartea Vieții Mielului avea în sine ideea de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Să ne imaginăm, înainte de veșnicie, toți prezenți în jurul tronului de har al lui Dumnezeu, toți îngerii dădeau slavă și îi mulțumeau lui Dumnezeu pentru acest har de a se închina, de a se bucura de frumusețea Lui, de a se bucura de sfințenia Lui, de dragostea Lui, de tot ce reprezintă El, spune în Cartea Apocalipsei, capitolul 4. Toți îi mulțumeau pentru harul de a-L vedea, de a-L simți. Și în dreapta erau îngerii răzvrătiți, pe care Dumnezeu ar fi putut să îi trimită în iad numai cu un singur cuvânt. Și în fața acestei realități, Tatăl nostru Ceresc se gândește la o soluție. Dacă i-aș arunca în iad, toți ar zice, ești un tiran, ești nedrept, îți place să primești slavă și glorie, nimic nu te interesează, ești rece, egoist. Toate acestea te caracterizează. Și atunci, știind prea bunul Dumnezeu, Sfânta Treime, Fiul, că nu sunt așa. Tatăl a conceput un plan, Cartea Vieții Mielului, și a așezat în centrul acestei realități istorice, veșnice, și a întrebat, cine este vrednic să-i deschidă pecețile? Cine vrea să meargă, să se întrupeze realitatea inimii mele? Nu sunt un tiran, nu sunt egoist. Și atunci, un glas s-a auzit din mulțime. Iată-mă! Trimite-mă! În sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia Tatălui. Și toți erau uimiți. Al cui glas este acesta? Cine are curajul să îi deschidă pecețile, să dea curs istoriei și să întrupeze tot ce este acolo? Și toți s-au uitat uimiți. Și când au privit la comunitatea Sfintei Treimi, glasul Fiului striga, eu voi merge, iată-mă, trimite-mă, Tată,
eu știu cum ești. Tată, eu știu că nu ești rar. Mielul cunoscut înainte de întemeirea lumii. Mielul cunoscut în scrierile Vechiului Testament, când destinatarii noștri, în mijlocul suferinței și a încercării, numai puțin, mintea lor se ducea în veșnicia trecută. Numai puțin, mintea lor se plimba prin toate textele Vechiului Testament. Încrederea de plină în harul acesta ar fi trebuit să le explodeze inima de această încredere. Pentru că în momentul în care cineva s-a găsit vrednic să deschidă cartea vieții mielului și să-și asume rolul de miel, în momentul respectiv, toată istoria veșniciei, toate creațiile nevăzute și mai ales pământul, toate sunt concentrate, centrate, focalizate pe acest plan măreț. Pentru că acolo Dumnezeu și-a ascuns taina ascunsă de viacuri. Ce încurajare mare pentru destinatari să privească dincolo de veșnicie, să privească în Scripturile Vechiului Testament. Cu toată ființa lor ar fi trebuit să îmbrățișeze acest har, această Evanghelie și oricât de greu le-ar fi fost să meargă până la moarte de dragul mielului fără cusur și fără prihană. Pentru că nu este o invenție, nu este o poveste. Acest plan a fost gândit înainte de veșnicie. Acest plan a început să se reveleze din momentul în care Tatăl a spus să fie lumină. Din momentul respectiv, toată veșnicia, toată suflarea pământului lucrează conștient și inconștient la împlinirea planului măreț al lui Dumnezeu. Ce garanție, ce încredere, ce determinare ar fi trebuit să aibă fiecare dintre ei și fiecare dintre noi care credem în mielul fără cusur și fără prihană. Dar prețul a fost foarte scump. Pentru cine? Pentru cine a fost atât de scump? În primul rând pentru Tatăl Ceresc. Și când te uiți la acest cuvânt pe care îl aduce Petru și modul în care este tradus în Biblia noastră, îmi place foarte mult. Pentru că adună în sine două realități. O valoare, dar și o durere. O valoare, dar și o durere. Un preț mare, dar un preț care doare. Cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, cu sângele lui Tatăl Ceresc a putut să facă posibilă răscumpărarea ființei umane. Aș vrea să ne aducem aminte de pasajul cu care a început Sami. Și doar să mai punctez câteva lucruri, nu intru în detalierea lor, ar trebui o altă predică să pricepem cât de scump l-a costat pe Dumnezeu acest sânge și cât de scump este pentru noi acest sânge. Dar să ne aducem aminte că suntem în Duminica Floriilor. Unii sunt în Duminica Învierii, alții, cum suntem noi în cultura noastră românească, suntem în Duminica Floriilor. Și ne aducem aminte cum Mântuitorul nostru, pe un măgăruș, Marele Împărat, mielul, înainte de întemeierea lumii, fără cusuri și fără prihană, a decis să intre în Ierusalim pe un măgar. Tot Ierusalimul s-a bucurat de acest eveniment. Parcă Zaharia începea să prindă contur în mintea tuturor și să rostească, în sfârșit, iată, Împăratul Împăraților, cum intră și va aduce eliberarea din mijlocul nostru. Ce zarvă era, ce cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Dar uitați-vă la mintea Mântuitorului nostru. În toate aceste momente de laudă adruse la adresa lui, uitați-vă ce zice el. Parcă este în altă realitate. Mielul fără cusur,
acum sufletul meu, în mijlocul laudelor, când intrase în Ierusalim, în Duminica Florilor, acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice, Tată? Izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Uitați-vă la Mântuitorul nostru, în mijlocul laudelor, El trăiește practic un Ghețimani în miniatură. Acum sufletul meu este tulburat și era tulburat pentru că ceea ce urma era foarte greu pentru el. Era tulburat pentru că suferințele și păcatele care stăteau înaintea lui, dar și realitatea pe care o vedea, niște oameni care îl lăudau, care îi cântau și știa foarte clar că toți aceștia îl vor răstigni, toate aceste realități făceau din sufletul lui să fie tulburat. O credință falsă vedea, dar vedea și paharul păcatelor care urma să curgă peste ființa lui, nepătată, fără prihană. Toate acestea, în Duminica Florilor, îl turburau, pentru că în mintea lui, singura focalizare pe care o avea era să întrupeze ceea ce a rostit înainte de întemeierea lumii. Vreau să fiu mielul, fără cusur și fără prihană. Dar uitați-vă ce rostește el. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum. Și practic în momentul intrării în Ierusalim trăiește o proiecție a momentului în care va fi răstignit. Și știa foarte bine Exod 12. Știa că răscumpărarea nu se poate face altfel. Răscumpărarea lumii acesteia, răscumpărarea întregului pământ, să deschidă calea oricărui om de pe acest pământ către Tatăl Ceresc, nu se poate face altfel decât prin judecată. Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiți prin dreptate și orice om de pe fața pământului poate să fie mântuit numai dacă are loc o judecată, o judecată împotriva păcatelor lui, o judecată împotriva inimii lui, nespus de rea și necredincioase. Iar în momentul acesta al intrării lui Mântuitorului în Ierusalim, mintea lui este proiectată sus, pe dealul Golgotei și își dă seama că sângele lui este scump pentru noi. Și atunci, în mijlocul tulburării, în mijlocul laudelor, sângele este scump. Trebuie să merg până la capăt. Să mă izbăvești din ceasul acesta? Dar nu pentru asta am venit? Nu în cartea vieții mielului? Scrie totul despre mine? O, nu! Și nu a jucat teatru. I-a fost foarte greu. Foarte greu i-a fost. Lupta a fost una crâncenă de a merge până la capăt. Dar având perspectiva omului răscumpărat dinaintea mâniei Tatălui, a mers până la capăt. Dar pe de altă parte, textul mai vorbește de o altă realitate. Acum, pe dealul Golgotei, stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Va fi aruncat afară. De ce? Pentru că mii de ani Tatăl Ceresc a fost batjocorit. Mii de ani Tatăl Ceresc. Îl prezintă Daniel capitolul 7 ca un bătrânit de zile pentru că tot cerul era prezent de Satan și avea tot dreptul să meargă înaintea Tatălui Ceresc. Tot dreptul să meargă. Tatăl i-a dat acest drept. Și să-i spună că ești un tiran. Cum a spus și la început, înainte să apară cartea vieții mielului, ești un tiran, ești un tiran, ești egoist, ești cel mai mare egoist, ești unul care dorește doar slavă de la oameni și nu oferă nimic în schimb. Și în momentul crucificării, toate batjocurile au încetat. În momentul crucificării, toate păcatele Sfinților din Vechiul Testament a fost șterse. Și atunci îți dai seama
că sângele scump a fost și pentru Tatăl Ceresc. Și Domnul Iisus a fost motivat de perspectiva ființei umane care putea fi răscumpărată, dar și de reabilitarea veșnică a celui care este Tatăl nostru Ceresc. Și ați fost răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană. Ce mare har, ce mare har să știi că fără sângele acesta, Tatăl nostru Ceresc nu avea cum să ne primească în prezența Lui. Fără sângele acesta Ceresc, Tatăl nostru Ceresc nu avea cum să nu astupe gura oricărui care a vrut și a aruncat cu hule împotriva Lui, și sângele Lui este scump pentru Tatăl Ceresc, dar în același timp sângele Lui este scump și pentru fiecare dintre noi, pentru că, așa cum am mai spus, suntem izbăviți dinaintea mâniei Tatălui. Ne dă dreptul să intrăm în părtășie veșnică cu Tatăl Ceresc și ne ajută ca în fiecare zi a vieții noastre să ridicăm ochii spre cer și să putem să-i spunem Tatălui nostru care este în ceruri: Tată, îți mulțumesc pentru ziua aceasta. Sângele acesta ne dă dreptul ca în fiecare zi să venim cu păcatele noastre înaintea Tatălui, iar El să le ierte și să ne primească cu brațele deschise. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.